Bună seara și bine v-am regăsit la Toate Mințile Sus! Eu sunt Alexandra Vasile, gazda dumneavoastră, iar în această seară am o invitată foarte specială, putem spune. A reușit să câștige premiul întâi la un concurs foarte important. Nu este o noutate că vă spun că în acest an sărbătorim centenarul, iar ea a reușit să aducă încă un motiv de mândrie liceului HD-ul. Bună, Cristina! Bună! Cum a fost concursul în primul rând? A fost o experiență minunată. Zilele petrecute în cadrul Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir, pot spune că o să-mi rămână mult timp în suflet și în minte. Probele, cum au fost? Au fost grele? Au fost ușoare? Cum ți s-au părut ție? Probele au fost ușoare. Examenul a constat în două probe. Prima probă a fost un chestionar alcătuit din 20 de întrebări. Iar cea de-a doua probă a fost un eseu despre un moment destul de dur din istoria noastră, despre comunism. Și pot spune că m-am descurcat destul de bine. Cum ți s-a părut concurența? Sincer, nu m-am dus acolo și n-am văzut o concurență în celelalte persoane, pentru că m-am gândit că mă duc acolo să câștig ceva pentru mine și să mă dezvolt ca și persoană. Și m-am prietenit cu câțiva colegi din celelalte licee, pot spune că am creat legături puternice și cu ei. Din Buzău, ce licee au mai participat? Colegiul Național Mihai Eminescu, Spiro Haret, Liceul de Arte, Liceul tău, Liceul Tehnic și alte colegii militare din țară. Și după această experiență, ai învățat vreo lecție nouă? Am învățat că întotdeauna este loc de mai bine. Întotdeauna trebuie să te dezvolți cât mai mult, să citești în continuare, pentru că, pentru mine, cititul are un loc primordial în viață, pentru că așa am reușit să mă dezvolt și să ajung unde sunt acum. Cum te-ai hotărât să participi la acest concurs? A fost ideea doamnei diriginte, doamna Elena Stăsoiu, ocazie cu care vreau să spun că este persoana care m-a ajutat cel mai mult. Este o persoană dedicată, se implică alături de noi, ne dă sfaturi, are grijă de noi, pot spune că este ca o mamă pentru noi. Ne ajută cu foarte multe proiecte, este implicată și angrenată în foarte multe proiecte, în proiectul cu Basarabia, cred că ai auzit de el. Da, ne poți da mai multe detalii dacă tot ai adus vorba? Grupul nostru din HD-ul, în fiecare an, timp de 8 ani de zile, merge constant în Basarabia pentru a comemora de fiecare dată fosta unire cu România și ducem tot felul de materiale în școlile mai puțin favorizate de acolo. Ai fost și tu? Nu, dar am ajutat foarte mult proiectul din țară și am avut ocazia să cunosc elevii de acolo, care sunt niște copii deosebiți. Într-adevăr, doamna Năstăsoi este o doamnă minunată și noi îi mulțumim pentru tot ce face pentru elevii dânsei. Cum te-a convins să fii atât de atrasă de istorie? Istoria pentru mine, acum, din punctul meu de vedere, este cea mai frumoasă poveste, pentru că Dumnezeu a reușit, prin simple cuvinte, să-mi induc acest lucru. Mi-a dat foarte multe cărți și le-am citit cu drag și, de asemenea, la clasă, pur și simplu, felul ei de a ne preda și energia pozitivă pe care ne-o aduce, de fiecare dată când intră în clasă, fie că dăm test, fie că ne ascultă sau ne predă, este minunată și nu am avut cum. Efectiv, am fost atrasă instantaneu. Revenind la concurs, în ce a constat premiul? Premiul întâi este sprijinit și susținut de Consiliul Județean, o sumă de 600 de lei. Ai vreun plan măresc cu acești bănuți? Mi-aș dori să-mi cumpăr ceva de care să-mi aduc aminte și peste ani, să-mi aduc aminte cât de frumos a fost și la concurs, câtă muncă am depus și să-mi aduc aminte cu drag. Cât timp te-ai pregătit pentru concurs? În jur de o lună. Știam de concurs de la începutul lunii septembrie. Am avut de învățat din două cărți și ușor, ușor am reușit să parcurg toată materia și a fost bine. Ce concursuri mai ai pentru anul acesta? Îmi doresc foarte mult să mă duc la Olimpiadă. Țintesc spre Olimpiada Națională și sper că o să și reușesc. Până acum, ce rezultate ai mai avut la concursuri? În clasa 10 am participat pentru prima dată la Olimpiada de Istorie și am luat locul 3 la județeană. Felicitări! Mulțumesc frumos! Și concursul acesta. Foarte frumos! Și mai departe, ce-ți dorești să faci?
Îmi doresc să devin studentă la Academia de Poliție. Sper că o să și reușesc. Este visul meu de când eram mică. Eu cred că o să reușești. Mulțumesc. Da. Și ai început să te pregătești pentru admitere? Da, de la începutul clasei a 12-a am început pregătirea la istorie, la română și la engleză. Am parte de profesori minunați și la școală care mă ajută și cel puțin mediul educațional în care mă aflu, care este caracterizat de rigoare, de seriozitate și atmosfera tipic HD-ană, îmi dă un impuls și mă ajută foarte mult și mă ambiționează în același timp. Să zicem pe o scară de la 1 la 10, cât de dor o să-ți fie de liceul tău? 10. Este o atmosferă care e foarte greu de descris. Suntem într-un mediu atât de bun și avem profesori atât de dedicați, care ne ambiționează de fiecare dată, care ne aduc la cunoștință foarte multe proiecte, care ne ajută foarte mult în tot decursul nostru, care te fac să înveți de drag. Și care este materia ta preferată, în afară de istorie, bineînțeles? Cred că română. Întotdeauna am fost pe filiera umanistă, mereu mi-a plăcut să scriu, să citesc, să aflu foarte multe lucruri noi, dar istoria rămâne dragostea mea și pe primul loc. Peste 10 ani, să zicem, care crezi că va fi cea mai frumoasă amintire a ta din liceu? Bănuiesc că sfârșitul clasei a 12-a, încă nu l-am trăit, dar cred că acesta o să fie momentul de care o să-mi aduc aminte cu drag. Și pot spune că și începutul clasei a 9-a, pentru că atunci am aflat cu adevărat ce înseamnă să fii HD-an, ce presupune, câtă muncă presupune, dar și ce satisfacție ai la sfârșitul zilei. Cum a fost pentru tine prima zi în liceul tău nou? Adică pentru mine a fost o zăpăceală totală. Îi cunoșteam pe colegi, doar că eram toți foarte diferiți. Pentru tine cum a fost? Și eu cunoșteam mare parte din colegii mei și când doamna dirigintă ne-a chemat în clasă, eram toți foarte speriați, nu știam ce să facem, unde să stăm, cum să ne așezăm și dumnea ei în atmosfera tipică, de bună dispoziție, râdeam, ne-am cunoscut între noi, am făcut poze cu fiecare și la sfârșitul clasei a 12-a o să facem iar poze, să vedem diferența dintre clasa 9 și clasa 12-a. A fost foarte frumos și ne-am dat seama cam ce presupune, adică am știut că dacă am ajuns acolo trebuie să demonstrăm în continuare cât de bun suntem și fiecare dintre noi s-a ambiționat și am reușit mai departe să fim un colectiv unit. Dintre colegii tăi, cam câți mai au pasiunea asta pentru istorie? Destul de mulți. Doamna dirigintă chiar reușește să ne țină mereu ocupați și să rămânem cu dragostea pentru istorie și cam majoritatea clasei mele are o afinitate pentru istorie. Să ne imaginăm că peste 10-20 de ani va fi o reîntâlnire a clasei. Ce crezi că îi vei spune doamnei diriginte în acel moment? Cât de mult îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Pentru că sunt sigură că cu ajutorul dumnei ei o să reușesc. Foarte frumos. Și dânsa, ce crezi că vă va spune? Cât de mult ne iubește, cum ne spune în fiecare zi. Ce frumos! Cristina, știu că ți-am promis că nu o să pun întrebarea asta, dar totuși, ce hobby-uri ai? Trebuie să fie ceva ce îți place să faci în timpul liber. În timpul liber, chiar dacă o să pară un clișeu, chiar îmi place să citesc foarte multe cărți. Am început o carte, Istoria cea mai frumoasă poveste, cum am spus și la început, și de-abia aștept să văd ce se mai întâmplă în continuare în noua mea carte. Am activități tipice oricărui adolescent, îmi place să ies, îmi place să socializez, îmi place să cunosc oameni noi, ceea ce face orice copil în timpul liber. Presupun că știi că fiecare avem o modalitate de a învăța mai ușor. Da. Cum înveți tu? E o poveste foarte amuzantă. De obicei îmi place să subliniez foarte mult și să am cât mai multe culori pe pagină, pentru că mă ajută să le rețin mai repede. Și în ultimul timp am început să-mi fac bilețele pe care le lipesc pe pereți. Și de fiecare dată când mă mișc prin cameră, mai văd câte un an, mai văd câte o personalitate și imediat îmi vine în minte câte ceva. Și la fel, când nu știu ceva, imediat mă uit pe bilețel, mai citesc, mai adaug unde nu știu. Și cam asta e modul meu de a învăța.
E o modalitate foarte bună, este de reținut, de notat și de aplicat. Despre prietenile legate în cadrul acestui concurs, ce ne poți spune? Ai găsit o persoană care ți-a atras în mod deosebit atenția? Am găsit o fată din Colegiul Național Mihai Eminescu, mai mică decât mine, clasa 10-a, care m-a făcut să mă văd pe mine mai mică. Adică am văzut-o că era sigură pe ea, că îi place ceea ce face și că e foarte prietenoasă. Adică chiar dacă nu ne știam, mi-a spus foarte multe lucruri despre ea, despre prietenii ei. Chiar a reușit să-mi atragă atenția și pe parcursul concursului chiar am stat foarte mult împreună. Te-ai vedea vreodată la catedră în rolul de profesoară de istorie? Cred că aici nu m-aș vedea, pentru că nu cred că aș avea răbdare necesară pe care doamna profesoară o are cu noi. Nu cred că aș avea răbdare asta. Însă, poate peste câțiva ani m-ar atrage ideea, dar momentan nu. Care este cartea ta preferată? Cartea mea preferată este Moștenirea Kremlinului, de Ion Pacepa. Tot de istorie, dar... Ne poți da câteva spoilere? E o carte foarte interesantă. Vorbește, în primul rând, despre securitatea din timpul regimului comunist. Și pe asta se centrează în principal, cam toate etapele. Ce perioada istoriei este preferata ta și de ce? Epoca contemporană, de la începutul regimului comunist până în prezent. Pentru că, fiind mai de actualitate, adică nu s-a întâmplat în urmă cu așa mult timp, mi-a atras atenția și mai ales dramele care s-au produs atunci și ce amprentă și-au lăsat asupra societății românești sunt lucruri care trebuie reținute și știute. Pentru că trecutul înseamnă viață și din trecut trebuie să învățăm. Pentru că dacă nu învățăm din greșelile predecesorilor noștri, nu putem să le corectăm și posibil să le facem și noi. Din păcate, nu toți tinerii sunt ca tine sau ca alți colegi de-ai noștri. Cum am putea să-i motivăm să afle despre trecutul nostru? Cred că prin foarte multe proiecte și proiecte interactive și interesante, pentru că în momentul în care recomanzi o carte, nu ai siguranța că cel căruia o recomanzi chiar o să o citească. Așa, făcând cât mai multe proiecte și făcându-le într-un mod cât mai interesant, cât să atragă atenția celui din fața ta, cred că am reușit totuși să aducem din nou trecutul și să-l cunoaștem cât mai bine. Dacă ai avea ocazia să folosești, să zicem, 5 cuvinte. O să-ți dau 5 cuvinte care să rămână cumva întipărite în mintea oricărui tânăr. Care ar fi aceste cuvinte? Legat de centenar, cred că aș putea spune ceva, că anul 1918 a fost pagina cea mai frumoasă din istoria noastră. Știu că sunt mai mult de 5 cuvinte, dar asta mi-a venit în cap și chiar trebuia spus. Foarte frumos. În acest an, până acum, care ți s-a părut cea mai interesantă activitate cu ocazia centenarului? La începutul anului, pe 27 martie, am organizat în cadrul colegiului o activitate cu elevii care au venit din Basarabia la noi. Și vreau să-ți spun că acei elevi au rămas în sufletul nostru prin puterea cuvintelor pe care ni le-au transmis. Ne-au spus exact realitatea de acolo, cum își doresc să fie mai aproape de noi și cât de mult își doresc asta. Și au avut niște momente artistice minunate. Copiii aceia sunt extrem de talentați și talentul lor nu este așa de cunoscut, însă sunt niște copii extraordinari. Cum este realitatea văzută de ei? Destul de dură. Încă nu pot să o exprime atât de mult, însă își doresc din tot sufletul să fie la oaltă cu noi. Și crezi că se va întâmpla vreodată asta? Cu mult curaj și cu multă tărie, da. Dacă ai putea face o schimbare majoră, ce schimbare ai alege să faci? În legătură cu țara, cu noi? În legătură cu orice. În legătură cu orice. Să citim cât mai mult. Pentru mine a devenit o pasiune și la asta mă gândesc întotdeauna. Și ar trebui măcar o dată pe lună să avem o carte, să fie recomandat între noi, să facem ca un schimb de cărți între noi, între fiecare om, cunoscuți, prieteni, familie, fiecare să schimbe câte o carte.
o dată pe lună. O carte preferată. Uite, asta ar fi o idee destul de bună. Ce-ar fi să încercăm un proiect de genul acesta? Sigur. Între licee să ne întâlnim o dată pe lună și să schimbăm câte o carte. Ok. Se notează și acest lucru. Despre liceul tău, ce ne mai poți spune? Ce se mai întâmplă la voi în liceu? Se întâmplă foarte multe în HD-ul. Foarte multe, da. Foarte multe și proiecte de suflet pentru noi au devenit acum. Ne implicăm cu toții pentru că este imposibil să nu te implici cu asemenea profesori dedicați. Cu atmosfera, deci este o atmosferă care, cum am spus, e greu de descris. Este o atmosferă plină de viață, ești într-un mediu atât de bun încât nu ai cum să nu evoluezi. Îți dă o direcție în viață, te ajută foarte mult și te duci cu drag la liceu. Pot spune că eu mă duc chiar cu drag la liceu. Chiar dacă te trezești așa dimineața? Chiar dacă mă trezesc așa dimineața. Care e secretul? Nu știu. Ești pregătită să ți-ai rămas bun de la colegi și profesori? Încă nu. M-am gândit zilele astea și chiar nu sunt pregătită pentru asta, dar o să ne întoarcem mereu cu drag acasă. Dar pentru BAC ești pregătită? Sufletește, evident. Sufletește, da. Mai avem acum de învățat, dar o să fim pregătiți la sfârșitul anului toți. Foarte frumos. Ce ne mai poți povesti despre copiii pe care i-ai cunoscut din Basarabia? Pentru că chiar aș vrea să aflu mai multe despre ei, eu n-am avut ocazia să-i cunosc și chiar mi-aș fi dorit foarte mult. Chiar o să te invităm, dacă vrei să fii alături de noi, când o să vină delegația din Basarabia în Buzău, să fii alături de noi, să vezi trăirea pe care o transmit acei copii. Sunt niște copii plini de viață, întotdeauna sunt fericiți. Eu n-am văzut un copil trist acolo, care îți dau o stare de bună dispoziție. Sunt totdeauna veseli, dansează, cântă. Am avut și o petrecere la sfârșit, unde am stat toți și elevii din HD-ul și ei. Și ne-am simțit foarte bine, adică s-au împrietenit foarte mult cu noi, au devenit prietenii noștri și acum vorbim cu ei, colegii mei încă țin legătura cu ei, își trimit mesaje și au trimis și bomboane, ce le-au trimis copiii din Basarabia, bomboanele Bucuria, care sunt bine cunoscute la ei și de-abia îi așteptăm acasă. Ce frumos! Cristina, ce ne poți spune despre tinerii care consider că încă nu au găsit cea mai bună modalitate de dezvoltare personală. Ai asemenea colegi în clasă? În clasă nu, însă cunoștințe, da. Depinde foarte mult de mediul în care ești, de persoanele pe care le ai în jurul tău, pentru că te ajută să evoluezi, persoanele de lângă tine. Întotdeauna trebuie să te impulsioneze cineva, pentru că poate unii nu își găsesc acea dorință de a învăța, de a fi cât mai bun, de a ieși în față. Trebuie să ai pe cineva lângă tine care să-ți dea încredere în tine, care să vorbească cu tine și să-ți dea sfaturi cât mai bune pentru a reuși. Și acești copii, care tineri, care nu și-au găsit încă motivație de a face ceva sau drumul în viață, pentru că e foarte greu în clasa 12-a să te gândești unde vrei să te duci mai departe, ce vrei să faci peste 20 de ani, și ar trebui să socializăm, cum ai spus tu, să socializăm între noi, să facem cât de multe proiecte între licee pentru a ne cunoaște cât mai bine și pentru a ne încuraja unii pe alții. Ce fel de activități crezi că i-ar impulsiona cumva? Cred că centre unde să vorbim despre pasiunile noastre, fiecare să-și prezinte. Adică mie îmi place să citesc. Eu îți prezint ție de ce mie îmi place să citesc, ce este interesant în a citi și cum te ajută. De exemplu, poate ție îți place teatrul. Tu îmi prezinți mie și poate așa descoperă că și mie îmi place teatrul și ceilalți din jurul nostru poate își descoperă aceleași aspirații. Dacă tot ai menționat aceste întrebări, de ce îți place să citești? Pentru că în momentul în care am început să citesc cât mai mult, mi-am dat seama cât de mult mă ajută și cât de mult mă dezvoltă și cât de mult mă ajută într-o conversație. Adică nu am o teamă de a vorbi cu cineva, nu am teamă că undeva o să oprească conversație, pentru că întotdeauna ori eu, ori persoana de lângă mine o să aducă câte ceva de spus și eu pot să spun despre cărțile pe care le-am citit, adică pot să aduc asta mereu în discuție. Și când citesc o carte, trăiesc cartea respectivă, trăiesc ce a vrut să spun autorul, sunt în mintea lui, într-un fel. Care a fost cea mai frumoasă carte care a reușit să te introducă într-adevăr în acel univers?
Fata de zăpadă. Este o carte despre o familie care s-a mutat în Alaska și nu aveau copii până la o vârstă destul de înaintată și au găsit o fetiță acolo pe care au luat-o, au crescut-o. Povestea e foarte interesantă și complexă, însă dacă spun acum nu mai are niciun farmec când o citești, dar este o carte care te sensibilizează foarte mult. Mulțumesc mult! Noi vom la o scurtă pauză publicitară, revenim în câteva minute!